Aici nu știu dacă realizați că sunteți contemporani cu unii dintre cei mai buni bucătari pe care a avut țara asta în decenii, nu un an, doi, trei, decenii în urma noastră. Și în general, asta am constatat eu în experiența mea de bucătar și om care muncește în ospitalitate, că mâncarea împărțită este întotdeauna mai iubită.